Astăzi a fost inaugurat un complex comercial nou în municipiul Hunedoara, amplasat pe Bulevardul Traian numărul 7B. Este vorba despre o investiție realizată de Cometex, o companie 100% românească. Acest parc de retail este cel de-al 11-lea din țară din portofoliul companiei. Complexul comercial are o suprafață de 5.000 de metri pătrați, 270 de locuri de parcare, stații de încărcare pentru mașini electrice, panouri fotovoltaice și sisteme de iluminat inteligent cu consum redus de energie. Complexul găzduiește magazine ale unor retailer renumiți, precum Altex, Kik, Sinsay și Zoo Center. Investiția privată făcută aici depășește 4 milioane de euro. Odată cu deschiderea acestui complex comercial au fost create aproximativ 100 de noi locuri de muncă. Orice investiție este importantă pentru municipiul Hunedoara pentru că aduce bani în bugetul local. Cu atât mai mult este importantă această investiție. Imaginați-vă, vorbim de o sumă de aproximativ 4 milioane de euro investită din bani privați, capital românesc 100%, crearea a peste 100 de locuri de muncă din ceea ce am înțeles chiar de la Cometex și, evident, branduirea, modernizarea întregii zone acestei șosele de centură a Hunedoarei, care deja nu mai este chiar o șosea de centură, putem vorbi de un bulevard mai degrabă, loc prin care trec aproximativ 400, chiar 500 de mii de turiști anual. Până a venit dânsii în această zonă, era o zonă plină de bălării, de construcții care urmau să fie dezafectate și pe lângă locurile de muncă, pe lângă impozitele și taxele care vor fi plătite de dânsii către primăria Hunedoara, iată că și imaginea acestei porți de intrare a municipiului Hunedoara se schimbă radical. Sunt parteneri foarte serioși la nivel național, acești parteneri serioși au venit și în municipiul Hunedoara. O suprafață construită de aproximativ 5.000 de metri pătrați înseamnă foarte mult pentru noi. Este partea strategiei noastre de dezvoltare să mergem în orașele din întreaga țară, acolo unde vedem potențial. Nu ne oprim doar la municipiul Hunedoara, vom mai avea încă o investiție în județul Hunedoara, dar încă nu o facem publică, dar aceasta este strategia noastră la nivel național. Mergem în toate orașele unde considerăm că este potențial de creștere, iar Hunedoara s-a dovedit că are potențial de creștere și investiția de astăzi ne demonstrează, dat fiind interesul deosebit pentru acest proiect. Și ne bucurăm că am reușit să deschidem un timp record, ne bucurăm foarte mult de colaborarea cu autoritățile locale, a fost impecabilă, chiar un suport deosebit din partea domnului primar și a tuturor celor implicați din partea administrației publice locale. Noi este firmă din grupul de firme Altex, Cometex, suntem parteneri în toate proiectele, dezvoltăm împreună, noi suntem alături de ei, aici am venit cu un magazin de 2500 de metri pătrați, doar suprafață comercială, ne-am mutat din vechea locație, din locația, avem o locație stradală. În discuțiile cu clienții am observat că e puțin neplăcut pentru ei să nu aibă loc de parcare, să nu fie suficientă gamă de produs. Mulți dintre clienții, dintre oamenii din Hunedoara se duceau undeva să-și facă cumpărăturile. Am zis să fim mai aproape de ei. Noul complex comercial va fi deschis publicului mâine, 28 martie, de la ora 8, iar reprezentanții companiei spun că magazinele îi așteaptă pe hunedoreni cu multe oferte și surprize, inclusiv un concert susținut de Maria Buză și taraful George Pătrașcu, de la ora 14.